Nu vreau să vă mint, nu vreau să vă aburesc, vă spun exact adevărul, să știți la ce să vă așteptați, mai ales când vă antrenați natural, da? Fără steroizi și fără alte tâmpenii. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar în clipul de astăzi vă voi spune cum să scăpați de sânii bărbătești sau de ginecomastie. Urșii mei, acum 2 ani aveam 146 de kg și credeți-mă că aveam niște sâni foarte, foarte mari, însă eu am reușit să scap de acești sâni, nu chiar de tot, încă mai am puțin, dar în mare parte problema mea este rezolvată și pentru că am trecut prin problema aceasta, vreau să vorbesc cu voi și să vă explic anumite chestii pe care puteți să le faceți să mai diminuați din acești sâni sau chiar să scăpați definitiv. În primul rând, această problemă apare la bărbații care sunt supraponderali și obezi, bineînțeles, pentru că ei au o cantitate foarte mare de grăsime, nu numai în zona pieptului, dar peste tot. Și pentru că se strânge o cantitate foarte mare de grăsime, se dezvoltă acești sâni. Deci sfatul meu este, în primul rând, trebuie să slăbiți. Nu o să dezvolt acum ce trebuie să faceți ca să slăbiți, însă vă spun decât atât, trebuie să fiți într-un deficit caloric pentru a slăbi. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri pe acest subiect, pe tema slăbitului, căutați pe canalul meu, pe acest canal Miere TV, pentru că am foarte multe clipuri despre slăbit. Am și singura transformare în timp real, transformare live documentată, în care vă prezint toate mesele, vă puteți și motiva din clipurile mele. În momentul în care slăbești, grăsimea din zona pieptului se va diminua și sânii vor scădea. Dar bineînțeles că nu poți să slăbești doar în zona pieptului. Când vei slăbi, vei slăbi cu totul, vei slăbi uniform, vei slăbi și de la burtă, și de la picioare, și de la mâini, și de la gât, și de la față, de peste tot. Așa că dacă ai slăbit 10-20 de kilograme și tot mai ai sâni, înseamnă că trebuie să mai slăbești. Și a doua chestie foarte importantă pe care trebuie să o faceți ca să scăpați de ginecomastie sau de sânii ăștia bărbătești, este să lucrați cu greutăți, să vă lucrați pieptul. Puteți să faceți și flotări. Puteți să faceți împins cu ganterele sau cu haltera, împins pe plan orizontal sau pe plan înclinat. Exercițiul meu preferat, fluturări cu gantere pe plan înclinat sau pe plan orizontal. Eu am făcut foarte multe exerciții pentru piept. Am avut perioade în care făceam zilnic câte 3, 4, 5, 6 serii la sală pentru piept. În fiecare zi începeam antrenamentul cu exerciții pentru piept, în special fluturări. Făceam foarte multe fluturări cu ganterele și bineînțeles împins cu gantere, dar le făceam pe plan înclinat, pe plan înclinat de 30 de grade pentru a activa mai mult partea superioară a pieptului, pentru a umfla partea superioară a pieptului, pentru a trage pieptul în sus, înțelegeți? Este foarte important să lucrați partea superioară, asta de aici, de sub claviculă, și pieptul aici se va umfla și automat va trage și excesul de piele pe care o să-l aveți când o să slăbiți, pentru că de aceea este foarte important să lucrați cu greutăți și este foarte important să vă lucrați pieptul. Pentru că în momentul în care veți slăbi foarte mult, veți avea foarte multă piele în exces. Și atunci, dacă nu faceți sală, dacă nu lucrați cu greutăți, și nu numai pentru piept, e valabil pentru orice parte a corpului, dacă nu lucrați cu greutăți, veți avea foarte multă piele în exces și va fi foarte moale acea piele, chiar va atârna. În momentul în care vă veți mări masa musculară, acel gol care este lăsat de grăsimea pe care ați slăbit-o se va umple cu mușchi și nu veți avea piele care se va târne sau piele moale. Veți avea pielea la fel de tonifiată și de fermă. Și vreau să vă mai spun încă un lucru. Eu am brațele foarte mari și mi se activează foarte mult brațele în momentul în care împing. În momentul în care fac împins cu bara sau cu gantere, mie brațele îmi preiau foarte mult din greutate. Și bineînțeles umerii. Și de aceea tot timpul când lucram, pentru că fac sală de foarte mult timp, fac sală de la 14 ani, nu continuu, dar fac, am lucrat. Și întotdeauna am avut problema aceasta la piept, că nu am reușit să îmi dezvolt o musculatură destul de mare în zona pectorală, pentru că eu nu aveam o conexiune minte-mușchi dezvoltată. Aveam tendința să împing cu brațele, aveam tendința să împing din umeri, de aceea am brațele și umerii foarte dezvoltați. Am lucrat foarte mult timp să-mi formez această corelație între minte și mușchiul pectoral pentru a reuși să-l simt și pentru a reuși să-l lucrez cum trebuie la antrenamente. De acum 2 ani de când am început transformarea mea live și am început să postez pe acest canal, am lucrat aproape în fiecare zi mușchiul pectoral, ba făceam flotări, ba începeam fiecare antrenament cu câteva serii de împins cu gantere din plan orizontal sau fluturări. Dacă nu începeam antrenamentul cu fluturări sau cu împins și lucram alte grupe în ziua respectivă, cu siguranță la sfârșitul antrenamentului făceam câteva serii de flotări. Nu cu greutăți mari, lucram încet, lucram cu greutăți mici și mă focusam foarte mult să-mi încordez pectoralii, să-mi încordez pieptul, pentru că nu reușeam să mă concentrez și să mă focusez pe lucratul pieptului. Mie tot timpul brațele mi se umflau foarte mult. Tricepsul, umerii, după ce făceam câteva serii la piept, pe mine mă dureau triceps și biceps și umerii. Și pieptul rare ori se umfla.
pentru că nu reușeam să-l activez. Dar am exersat foarte mult și am reușit într-un final să-mi activez pieptul și vă dau un sfat. Cele mai bune exerciții pentru a vă activa pieptul, dacă aveți problema asta, dacă aveți brațele mari și vă intră foarte mult brațele în momentul în care lucrați pieptul, este să faceți fluturări. Da? Faceți fluturări cu gantere, este cel mai bun exercițiu pentru că practic vă scoateți tricepsul din funcțiune și veți folosi mult mai mult pieptul. La mine a durat foarte mult timp până să-mi formez un piept mare și să se umple cu mușchi, să reușesc să-l activez și să pun masă musculară în zona pectorală pentru că nu reușeam să mi-l activez, nu reușeam să mă focusez, nu reușeam să-l lucrez corespunzător. Pentru a vă forma un piept mare și frumos nu este necesar să lucrați cu greutăți foarte mari. Să faceți repetări din acelea maximale, una, două, trei repetări. Nu este o prostie foarte mare, vă puteți accidenta. Faceți 10-15 repetări pe serie, este foarte bine. Dacă nu aveți posibilitatea să duceți la sală și aveți acasă gantere sau o bară care este mai ușoară și puteți face mai multe repetări, la fel nu este nicio problemă. Faceți mai multe repetări, faceți 20, 30, 40 de repetări. Secretul oricum nu este să lucrați cu greutăți foarte mari. Optim este să vă alegeți o greutate în care să puteți face 10, 12, 15 repetări pe serie. Și foarte important să vă focusați la început pe activarea mușchiului pectoral. Pentru că degeaba împingi din brațe, din umeri, dacă nu îți activezi pectoralii, nu vei lucra pieptul și vei lucra mai mult brațele, exact cum am făcut și eu în anii trecuți. Iarăși un aspect foarte important, când vă alegeți să începeți să slăbiți, trebuie să începeți neapărat să vă duceți și la sală, să vă antrenați cu greutăți sau cu greutatea corpului. E cea mai mare prostie să spuneți că, domne, lasă că mă apuc de sport după ce slăbesc. Cea mai mare prostie, pentru că deja tu ai slăbit foarte mult, pielea ți-a târnă și nu vei mai face la fel de elastică, nu vei mai reuși să se strângă pe tine. Ca și când dacă ai face sport de când te-ai apucat de slăbit. Deci este foarte important. Dacă puteți, apucați-vă de sport înainte să vă apucați de slăbit. Dar bineînțeles că nimeni nu va face lucrul acesta. Dacă veți aștepta să slăbiți 40-50 de kilograme și după aia vă apucați de sport, ați făcut cea mai mare greșeală din viața voastră, pentru că pielea vă va atârna și veți arăta oribil, nu veți arăta deloc estetic. Gândiți-vă că de slăbit este mult mai ușor decât să pui masă musculară. De slăbit poți să slăbești și 5 kg într-o săptămână. Pe lângă faptul că nu este bine să slăbești atât, gândiți-vă doar cât de repede poți să slăbești, da? Și 1 kg pe săptămână este enorm. Gândiți-vă că voi într-o lună puteți să slăbiți 5 kg lejer și sunteți într-un deficit caloric ok și slăbiți ok fără să vă înfometați. Ei bine, gândiți-vă acum în cât timp credeți voi că puneți 5 kg de masă musculară, care oricum nu se pună toată la piept, asta e clar. Pentru că oricum vă veți lucra toate grupele musculare când vă veți duce la sală. Și veți pune masă musculară uniform, exact ca și când slăbiți. Veți slăbi uniform, nu veți slăbi doar de la piept sau doar de la burtă. Deci gândiți-vă în cât timp puneți voi 5 kg de mușchi. Credeți că o să puneți într-o lună 5 kg de mușchi la fel cum ați slăbit? Nu, niciun caz. 5 kg de mușchi o să le puneți într-un an. Așa că dacă vrei să ai un piept mare și frumos, cum am reușit cât de cât să-l am eu acum, gândește că mi-au trebuit 2 ani de zile, acum am intrat în al treilea an de când merg constant la sală. Și am avut perioade, v-am zis, în care lucram pieptul în fiecare zi. Nu vreau să vă mint, nu vreau să vă aburesc, vă spun exact adevărul, să știți la ce să vă așteptați, mai ales când vă antrenați natural. Da? Fără steroizi și fără alte tâmpenii. Gândiți-vă că masa musculară se pune foarte greu, de aceea este foarte important să vă apucați de sport cât mai repede. Dacă nu puteți înainte să vă apucați de dietă, măcar apucați-vă de sport în momentul în care începeți o dietă și vreți să slăbiți. Și duceți-vă în fiecare zi la sală de luni până vineri, 5 zile pe săptămână, lucrați pieptul de 2 ori, puteți să lucrați luni și joi, eu așa lucrez. Luni fac piept, triceps, umeri, marți fac spate, biceps, trapez, miercuri fac picioare, joi repet ziua de luni și vineri repet ziua de marți. Și astfel lucrez toate grupele de câte 2 ori. Picioarele de câte o singură dată, pentru că asta e. Oricum nu prea îmi place ziua aia. Dar stați liniștiți că n-am picioare mici, le am ok, le am super bine dezvoltate, sunt destul de mari. Oricum nu mă pregătesc pentru niciun concurs, vreau doar să fiu sănătos. Și încă ceva, la începutul fiecărui antrenament, mai puțin cel de miercuri de picioare, faceți câte 3 serii de antebraț, da? Luați niște gantere în mâini și faceți așa cu gantera, da? Vă puneți potul pe picior și faceți așa cu gantera. 3 serii, 15-20 de repetări stânga, 15-20 de repetări pe dreapta. Și faceți câte 3 serii pe fiecare braț.
De ce? Pentru că este foarte important pentru articulații, da? În primul rând, în al doilea rând, vă veți face și antebrațul. Iar la sfârșitul fiecărui antrenament, dacă mai aveți energie și dacă țineți neapărat să aveți un abdomen cât mai dezvoltat și să încercați să faceți pătrățele, eu nu încerc lucrul acesta, dar pentru cei care vor, la sfârșitul fiecărui antrenament, 3 serii de abdomene, da? Ăsta este splitul meu de antrenament, fraților. Acestea sunt rezultatele pe care am reușit să le obțin în 2 ani, v-am zis, acum am intrat în anul 3, de când mă antrenez constant și de când am început să mă dedic acestui canal și să mă dedic corpului meu, să am o viață mai sănătoasă și să încerc să-mi schimb aspectul, să încerc să vă influențez și pe voi într-un mod pozitiv, să vă schimbați viața, să fiți mai sănătoși, să arătați mai bine. Fac aceste clipuri pentru a încerca să vă motivez pe cât mai mulți dintre voi, să împărtășesc cu voi experiențele prin care am trecut, ce am învățat eu din aceste perioade de slăbit și dacă apreciați acest lucru, nu uitați să lăsați un like și un comentariu pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV pentru că acolo postez mult mai des la story-uri și am postări mult mai dese. Dacă vreți să urmăriți în continuare perioada mea de transformare live, singura transformare documentată din toată lumea, fraților, în timp real, abonați-vă la acest canal și activați clopoțelul de notificări pentru că o să postez un clip în fiecare duminică cu cântarul oficial cu toate mesele pe care am avut în fiecare săptămână, ca voi să vă motivați, să încercați să slăbiți, să puneți masă musculară și bineînțeles să vedeți ce mănânc pentru că toată lumea este curioasă ce mănânc și cât am mai slăbit. Acest canal nu este monetizat, eu nu iau niciun ban de pe urma acestor clipuri și nici nu o să monetizez niciodată. Dacă vreți să mă susțineți financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro și acolo veți găsi cele mai bune produse apicole din țară, premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Avem cele mai bune prețuri, aveți 10 de reduceri la o grămadă de produse, plus suplimentar încă 10% la orice comandă. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ceaaa! Dar eu sunt obișnuit deja cu drama și nu o să aștept să mă salveze Obama. Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina din anii în care asta să-mi taie capul ghilotina. Experimentul românesc a fost un dar care m-a învățat cum să mărșăluiesc pe jar. M-a învățat că atunci când viața pare roz o să ajung inevitabil în genunchi în moloz. Cum? Cât? Unde o să doară, cum să zgârii pereții ca să ies din groapă afară. M-am scuturat de praf și ca un coregraf o să dansez cu frica, chemați un fotograf. Reporter de teren, penet la CNN, că merg ușor pe apă, acum nu mă mai tem.